Bună ziua tuturor celor care vin să acest video. Am să fac o etalare pentru astăzi, pentru surpriză, noroc, oportunități. Și ca să fie mai personalizată etalarea, o voi face în trei variante, așadar vă invit să vă alegeți una dintre cele trei pietre. Piatra albă numărul 1, piatra roșie numărul 2, piatra verde numărul 3. Alegeți intuitiv. Și să vedem la varianta aleasă care sunt energiile care apar astăzi. Se grăbesc niște noutăți, niște clarificări, să știți, musafir sau vizită, niște idei care vă vin, poate că aveți de luat o decizie, poate astăzi, apare pe surpriză un îndrăgostit, chiar o veste care poate veni legată și de un îndrăgostit. O să aflați de cineva care poate are probleme cu legea. Așadar, numărul 1, piatra albă, numărul 2, piatra roșie, numărul 3, piatra verde. Alegeți intuitiv piatra cu care rezonați, varianta cu care rezonați și să vedem la varianta aleasă ce dezvăluie oracolul și am să încep cu varianta numărul 1, varianta pietrei albe. Așadar, să vedem. La varianta numărul 1, profesional, să știți că cât și pe relații chiar aici. Este o zi în care, pe surpriză, puteți avea niște întârzieri, aflați niște secrete, vi se dezvăluie niște secrete, dar veți afla și de niște falsități, pot fi secrete false, pot fi și niște persoane, aveți de a face cu o persoană care încearcă cumva să vă câștige încrederea, dar poate să o facă pentru că are un interes, ceva nu vă spune. Veți primi niște complimente astăzi, pe surpriză. Apare o energie a unei iubite, a unei amante. Poate că aflați și de vreun scandal legat de o amantă. Este pe surpriză cineva care dorește să vă facă amantă, dorește să vă iubească, dar nu ceva în mod serios, cât poate fi vorba de o aventură sau are un interes, sau sunt niște secrete, ceva nu vă spune. Dacă sunteți într-o relație de cuplu, și aici e aceeași situație, doar că poate aici la voi, aici chiar poate ori are vreo amantă, ori ascunde ceva. Ascunde ceva, e aici o falsitate de bârfe. Ori că el n-are încredere în voi pentru că cineva îi spune fel și fel de vorbe despre voi și aici pot apărea niște discuții de aceste secrete pe care el le află, dar pot fi secrete false de la niște persoane care au niște interese. Legat de bani, aici pot apărea astăzi niște, la fel, niște înșelături. Deci este o zi astăzi în care ori aflați de niște bârfe, înșelătorii, chestiuni de amatlăcuri, ori cumva să nu intrați într-o astfel, probabil să fiți cumva într-o energia unor secrete, energia unor falsități. Dar pe surpriză totuși vouă vă vine și un gest generos din partea unui bărbat. Aflați de cineva care poate vrea să vă cunoască, vrea să vă facă vreun cadou. Poate fi și cineva din familie, poate fi și pe cineva care veți cunoaște astăzi. Neplăcerea vine de la drum sau are legătură cu niște secrete de la drum care pot fi astăzi de la drum. Poate fi legat și de boala cuiva și legat de bani. Legat de bani aveți nevoie poate de mai multă încredere, de persoane de încredere. Veți avea o întâlnire cu niște doamne aici, printre care una dintre ele poate fi și amanta unui domn generos și bun, sau sunteți o persoană foarte iubită în această zi de niște doamne cu care voi poate lucrați la servici.
Deci, în relația de cuplu profesional și de cuplu, ai sunt niște neplăceri din cauza unor secrete, din cauza unor persoane care nu sunt tocmai sincere. Bani veți avea, dar aici pot apărea niște situații înșelătoare, cineva care încearcă să vă păcălească cu ceva. Poate apărea o situație cumva și legată de sănătate. Aflați o falsitate, o trădare legată și de o sănătate sau aveți de-a face cu o persoană care e puțin mai vanitoasă, orgolioasă aici, o persoană care încearcă cumva să vă zgândărească amorul propriu, poate, e vorba și de acest lucru, cumva, dar eu are un interes, ca și cum are niște, când se comportă cu voi cu lingușel, când se comportă cu voi într-un mod mai arogant. E așa o situație în care aveți de-a face pe relații cu astfel de persoană, pentru că are niște interese, știe când să se știe, mă rog, caută să se plieze pe interesele proprii, în funcție și de cum acționați sau reacționați voi. Și pe surpriză pentru voi poate fi un beneficiu, deci o întâlnire poate între prieteni, în familie sau legat de un contract sau chiar legat de relația de cuplu. Aici pot apărea situația în care persoana iubită încearcă să vă intre în grații, încearcă să se împace cu voi. Sau e cineva care ar vrea cu voi o căsătorie aici, dar fiind atâtea energii de lingușel și falsități, aici trebuie poate voi să vedeți care, de aceea poate apărea acea stare de că rămâneți pe gânduri, trebuie să luați o decizie, să vă luați decizia cea mai bună, pentru că aici sunt niște energii înșelătoare, mai degrabă energiile unor doamne le văd aici mai pozitive pentru voi, mai prietenoase, mai și mai poate fi vorba de o familie, vizita sau cineva din familie cu care veți avea o întâlnire, o vizită, vă invită undeva sau sunteți chiar voi. Haideți să vedem și la varianta numărul 2. Varianta pietrei roșii, cum va fi ziua de astăzi. La piatra roșie să vedem ce apare. Pe surpriză. Da, e o zi cu suișuri și coborâșuri, să-i spunem așa astăzi. Profesional sunteți într-o așteptare, într-un suspin, deci pe surpriză veți avea o neliniște, o speranță, poate chiar, deci vine o speranță, sunteți în așteptarea vreunui drum, vreunui răspuns, unei călătorii sau a cuiva de la drum. Aveți de făcut niște drumuri sau așteptați să plecați undeva, să se termine programul de muncă, ca să plecați într-o vacanță, spre exemplu, sau doriți să plecați chiar în străinătate, poate doriți sau undeva în provincie, pentru profesia voastră, undeva la un drum. Aici văd că apar pe relații, cineva vă regretă, să știți, s-ar putea cineva să vă caute din trecut, vrea să vă ceară scuze, iertare, sau puteți afla de cineva care trece printr-o problemă. Aici cineva care are un regret, care are o tristețe, un bărbat. Legat de bani de câștiguri, să știți că aici veți găsi o soluție. Aici apăresc că sunteți creativă. Vine ceva pe neașteptate. Vreun rezultat, vreo idee, niște bănuți, vă caută cineva. Dar pe sănătate e nevoie poate chiar să vă ocupați de sănătate. Puteți afla astăzi și de ceva care vine neașteptat. Cum ar fi de boala cuiva, de un necaz ceva sau să nu fie pe societate ceva, Doamne ferește, vremea, spre exemplu, care aduce o tristețe. Surpriza voastră poate fi o prietenă, o vizită. Vine o speranță în care să depășiți o stare de tristețe. Păstrați-vă speranța, pentru că puteți avea reușită, puteți avea o surpriză, puteți avea o reușită neașteptată. Un spor, nu știu, o noutate care vine. Într-adevăr, legat de relația aici, cuiva îi pare rău. Aici poate fi vorba și de un bărbat care a fost mai exagerat, care va hărțuit, poate, care va bârfit sau care v-a făcut o neplăcere. Poate fi și cineva de pe lângă casă aici. Deci cumva apare o noutate de regretul cuiva. Ori trece printr-un necaz, pentru o supărare, ori regretă cum s-a purtat față de voi. Surpriza voastră poate fi
legată de bani, poate fi și printr-un domn generos, cineva care vă face un cadou, poate fi aceeași persoană care acum regretă că v-a făcut o neplăcere, poate și bine se întoarce la voi și vă ajută cu ceva, vă face o operă de binefacere, vă susține în ceva, vă oferă vreun loc de muncă, poate vreun contract sau ceva care să vă aducă niște bani sau chiar niște cadouri, daruri vă dă această persoană. Legat de sănătate, aici poate are legătură și cu o noutate sau copii, sau ceea ce mâncați. Aici poate fi. Și aveți poate întâlnire cu o persoană mai tânără. Sau aici poate că unii dintre voi aveți un eveniment în familie și să nu iasă cu o discuție sau să se strice vremea, mai poate fi. Aveți niște întâlniri între prietene pe surpriza astăzi, niște bârfe le aflați. Poate aflați de cineva care e mai orgolios, aveți de-a face cu niște persoane care sunt foarte vanitoase, orgolioase, apar niște frustrări aici, poate legate și de niște întâlniri între prieteni sau aflați de frustrarea cuiva, cineva care încearcă să vă facă vreo neplăcere, vreun scandal, ceva, dar depășiți. Haideți să vedem și varianta numărul 3, varianta cu piatra verde. Să vedem la piatra verde cum va fi această zi. Ce surprize, ce noutăți vin la piatra verde. Wow! Voi chiar aveți noroc, să știți. Aveți noroc. Aveți un mare noroc. Noroc de bani, noroc de niște întâlniri. Poate văd aici că aveți niște noutăți legate de niște doamne, poate, sau sunteți chiar voi. De voi depinde. Jobul, banii, norocul, vi-l face singure. Sunteți într-o perioadă de noutăți pozitive, de viață bună, aș putea să spun. Deci astăzi, pentru voi, aveți de-a face cu lumea bună sau sunteți în lumea bună, vă simțiți împlinite, vă faceți pe plac, vă faceți capriciile, aveți și o oportunitate, un noroc. Deci chiar vine un noroc pentru voi, neașteptat, o oportunitate de a câștiga niște bani. Poate veni norocul și la loterie, poate pentru una dintre voi, poate fi și acest lucru, că e un noroc neașteptat, o oportunitate, un succes. Și apar și niște întâlniri, poate între doamne sau un eveniment, poate fi vorba și de un eveniment. Văd că și pe sănătate sunteți bine, poate apărea o noutate legată și de sănătate bună, dar surpriza voastră totuși este un dușman, cineva care vă spionează, vă urmărește. Deci aveți un dușman aici. Poate fi cineva care vă urmărește chiar din lumea bună. Poate fi, sau pentru că sunteți în lumea bună, vă consideră în lumea bună, vă consideră că arătați bine, că aveți noroc, că sunteți tinere, că aveți niște beneficii, un succes, e cineva care vă spionează. Poate fi legat și de cineva care are afaceri. Aici poate fi vorba de un speculant care el speculează ceea ce se întâmplă pe afaceri. Poate fi și la serviciu, o persoană care nu este de încredere. Văd aici că voi, poate și pentru că sunteți o persoană care vorbiți poate cu cineva astăzi și îi atrageți atenția sau se vorbește despre voi, despre afacerea voastră, despre și această persoană cumva. El încearcă să speculeze ceva. Deci este o zi în care, pe surpriză, apar aceste situații. Voi puteți avea, văd că aflați un secret aici, cumva e cineva care încearcă să vă împiedice, poate, să aveți o relație. Aveți aici de-a face cu o persoană care, deci, e cineva care se răzbună, poate fi și o haina statului care cumva are niște secrete și vă împiedică pe voi să vă manifestați aici cumva sau aflați niște secrete de cineva care poate vrea cu voi o relație. Aveți noroc de bani, să știți. Deci aveți noroc de bani să câștigați niște bani pe neașteptate. Vă vine o consolare. Vine o consolare, un noroc pe neașteptate, aflați secrete legate și poate și de cineva care vă urmărește, posibil, sau e o persoană puțin aici cam agresivă cumva, critică poate față de voi, aflați și poate că aveți nevoie voi să vă adresați unei haine de stat, o să vedem, pentru că aveți și această persoană care vă spionează, posibil că sunteți urmărite. Da, posibil, pentru că văd că aveți niște dușmănii. Pentru, are legătură cu o persoană tânără,
din cauza unei tinere sau pentru că sunteți voi mai tânăr, aveți un aspect tineresc. Păreți o persoană care cineva vrea cu voi, poate o relație sau aici e cineva care vrea să speculeze ceva, e o invidie, gelozie, da, cineva care își face speranțe de niște aventuri. Deci aici poate că apare deci, drumurile voastre, vrea să plece cu voi pe undeva sau vrea cu voi o aventură, sunt persoane cumva în jurul vostru, voi sunteți într-un succes, într-un noroc, arătați bine ca persoane, dar energiile care sunt în jurul vostru sunt de invidie și dușmănie și sau de persoane care încearcă să speculeze ceva. Deci nu vorba de relații de sinceritate, de iubire. Dacă sunteți într-o relație bună, atunci poate că trebuie să țineți voi de niște secrete pentru că stârniți niște invidii. Invidia unei femei, văd aici, care umblă cu niște intrigi, cu niște neplăceri, pentru că chiar în lumea bună poate umblă cu niște intrigi, să zic așa, să influențeze lumea bună, cum ar veni. Sau pentru că sunteți voi în lumea bună, ea vă invidiază și atunci cum lansează zvonuri despre voi. Într-un fel sau altul aici. Poate fi vorba și de o rivalitate, pentru că are copii, fiică, spre exemplu, sau pentru că e ea o femeie, o doamnă și îi se pare că voi sunteți mai, dacă sunteți voi doamne, spre exemplu, iar dacă sunteți bărbat, atunci probabil că aveți vreo dușmancă care poate fi chiar vreo fostă cineva cu care voi aici apare o ea, deci aici în relația de cuplu poate fi vorba că surpriza voastră ca bărbat este o ea, este chiar partenera voastră surpriză. Dar pe voi vă văd cu noroc, cu succes, cu reușită, cu realizare și poate într-adevăr cu neîncrederea care o puteți avea din cauza unei persoane care speculează ceva, nu e sinceră în afaceri sau în sentimente, are niște secrete, poate puțin mai agresivă sau mai bârfitoare, poate fi vorba și de o persoană puțin care are un dezechilibru pe care și-l ascunde totuși, pentru că pare cu perfidie aici acest dezechilibru sau această răutate, dar văd că voi sunteți în orice caz într-un noroc descoperiți, nu vă afectează, sunteți într-o energie a unei petreceri, a unei lumi bune, să zic așa, sau de pace și liniște cu voi înși voi și vă vedeți de norocul și succesul vostru. Cam asta e ce pot să spun și la cea de-a treia variantă ca surprize, ca noutăți pentru astăzi. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video, vă doresc în continuare o zi minunată, binecuvântată pe toate planurile, weekend plăcut, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!